Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o altă ediție, Ioana și prietenii. Prietenii mei din această seară sunt Creola Stanciu și Bogdan Oncioiu, doi interpreți ce fac parte din generația tânără a muzicii populare argeșene. Sunt interpreți pe care îi cunoaște și îi îndrăgiți cu siguranță. Numărul de telefon, unde vă așteptăm în legătură directă cu noi pentru a oferi dedicații tuturor sărbătoriților dumneavoastră, este 0348 44 55 44. Iar acum, dați-mi voie să le spun bun venit prietenilor mei din această seară. Bună seara, Creola, și bine ai revenit aici la noi în studioul Argeș TV. Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc din suflet de invitație. De fiecare dată voi veni cu mare, mare drag alături de dumneavoastră. Bună seara, Bogdan, și mă bucur că ai răspuns prezent invitației mele, mai ales că tu te afli pentru prima dată în direct în emisiunea noastră Ioana și prietenii. Bună seara, sărumâna, bine v-am găsit. Ce-i drept după o pauză cam mare la dumneavoastră la emisiune și sunt în casă nouă în această seară alături de Creola Stanciu și alături de dumneavoastră, o moderatoare cu experiență vastă. Mă bucur din suflet că m-ați invitat, mă bucur din suflet că ați ținut în mod special să fiu și eu alături de dumneavoastră în această seară și că mă țineți așa pe lista interpreților cu care dumneavoastră vă doriți să colaborați de fiecare dată. Vă felicit pentru acest studio frumos și pentru această colaborare cu televiziunea Argeș TV și Doamne ajută să fie ceva foarte benefic pentru noi argeșenii. Mulțumesc frumos! Deja avem pe cineva la telefon. Alo! Alo, bună seara, domnișoara Ioana! Bună seara! Și doamne Creola și lui Bogdan Oncioiu! Bună seara, doamne! Pentru frumos și invitat! Felicitări pentru frumoasa emisiune pe care o realizați! Întreaga emisiune să fie dedicată pentru dumneavoastră, pentru invitat, băiatul de la telefoane, pentru nepoțelul meu Ștefan Alexandru, pentru domnul Nicu Mihai din Putea de Arge și, în ultimul rând, pentru toți soliștii zonei și toți de vă urmăresc. Să aveți o seară liniștită, multă sănătate, tot ce vă doriți și succes în cariera artistică. Mulțumim din suflet, doamnă, mulțumim mult de tot. Cu mult drag. Sănătate multă. Mulțumim, doamna Ioana, vă mai așteptăm alături de noi și toată emisiunea din această seară, toate cântecele interpretate de prietenii mei, să fie cu tot dragul pentru dumneavoastră. Sunteți interpreți tineri, frumoși, amândoi ați pornit cu dreptul pe acest drum al cântecului popular. Mulțumim. Amândoi o să fiți peste câțiva ani, bineînțeles prin muncă și iar muncă și bineînțeles prin cu multă perseverență, veți fi nume de referință ale județului Argeș, pentru că respectați costumul popular, cântecul popular și iată la tine, Bogdan, deocamdată ești chiar și ești și solist profesionist la orchestra noastră de aici, Orchestra Doina Argeșului. Așa este, este o mare onoare pentru mine să mă aflu în familia Doina Argeșului, pentru că, așa cum bine știm, este o orchestră de referință a țării, este un adevărat brand de ani de zile, să zic așa, prin mâna căreia, exact, prin mâna căreia au 61. Trecut foarte, foarte mulți instrumentiști valoroși, foarte mulți dirijori valoroși. Încă o dată vă spun că mă simt cel mai norocos pentru că fac parte din această familie. Sper să îmi aduc aportul meu ca și solist în cadrul Orchestrei Doina Argeșului și, așa cum spuneți dumneavoastră, să dea Dumnezeu prin muncă și puțin noroc de la Dumnezeu să ajungem acolo unde ne-am propus. Veți ajunge cu siguranță și în timp. Eu sunt convinsă, nu știu de ce, am acum această convingere în aceste momente, și Creola Stanciu va fi la un moment dat solist, colaborator sau chiar angajat la Orchestra Doina Argeșului. Cu siguranță. Sincer, da, să fiu, mi s-a propus, dar da. În perioada când mie mi s-a propus, eram cu cel mic, eram cu terminarea primei facultăți și am avut un pic așa o îndoială și am preferat să mai aștept puțin. Ce-i drept, poate că nici nu eram chiar pregătită să merg la o solist, la o orchestră atât de mare, să colaborez. Eram încă la început. Nu prea știam eu cu ce se mănâncă toată treaba asta. Iar acum nu știu.
Dumnezeu știe pe viitor ce, ce va urma. Cu siguranță, pentru că la noi, și în orice orchestră, nu numai la noi, întotdeauna cei tineri își au și ei locul lor la un moment dat, acolo unde trebuie. Și mai ales că sunteți tineri talentați, de asta și spun acest lucru, creola. Mai avem pe cineva la telefon. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Seara. Nicu Mihai de la Curtea de Argeș. Bună seara, domnul Nicu! Bună seara! Bună seara, vă zic și eu dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Bună seara, mulțumim mult! Îi fericit pentru că sunt niște artiști foarte buni, foarte îndrăgiți, dintre cărți pe care noi îi urmărim. Și la posturile de televiziune a fost foarte curând, da, naționale, bineînțeles, și la emisiunile dumneavoastră și la celelalte televiziuni din Pitești. Da, mulțumim! Eu n-am decât să le urez sănătate, fericire și succes în activitatea dânșilor. Asemenea, asemenea, domnule. Mulțumim, domnul Mihai, asemenea, vă dorim și noi. Și lui Creola și lui Bogdanel și toată gratitudinea noastră că îi urmărim în continuare și iubim. Noi trebuie să vă mulțumim pentru faptul că ne sunteți alături de fiecare dată. Și vă așteptăm la Curtea de Argeș pe ragața de cultură, acolo unde noi ne vom întâlni iubitorii de folclor cu îndrăgiții, interpreți care te așteptăm să vină cât mai mult și... Cu mare plăcere, domnul Nicu, vreau să vă spun că chiar acum 2 săptămâni am fost la Curtea de Argeș și am avut un spectacol cu orchestra undeva în aer liber și am înțeles că pe programul orchestrei urmează alte spectacole frumoase la Curtea de Argeș și chiar în tot județul. Foarte frumos. Acolo, da. Așa. Toată emisiunea de această seară o dedic familiei mele, unui grup de prieteni din Curtea de Argeș, între care Nicu Vlad și Ioana Nițescu, Ion și Niculina Duță, de la Pitești, Oana Dumitrescu și doamna Felicia, da, de asemenea de la Câmpul Lung, doamna Maria, și toți cei care vă îndrăgesc și vă iubesc, să știți că sunt foarte, foarte mulți. Vă mulțumim. Vă mulțumim, mulțumim mult de tot. Și noi vă mulțumim. Toată emisiunea din această seară să fie pentru toți aceia pe care dumneavoastră i-ați enumerat. Și de ce nu? Să fie toată emisiunea și pentru dumneavoastră. Și vă mai așteptăm în legătură directă cu noi. Sunteți tineri și frumoși, așa cum spun și telespectatorii noștri dragi. Mulțumim, mulțumim. De ce nu ați ales un alt gen muzical? Cum v-ați apropiat de cântecul popular? Eu cred că Dumnezeu face să se întâmple anumite lucruri și Dumnezeu alege oamenii pentru a-i trimite către ce le este menit să facă. Eu spun din perspectiva mea și din situația mea, la un moment dat mi s-a propus să abordez și alte genuri muzicale, dar nici măcar odată nu am luat în considerare acest lucru, dragostea și patima mea fiind pentru cântecul popular al nostru argeșean și aș putea spune că m-am dedicat tot timpul pentru cântecul popular. Când ai cântat primul cântecel, Bogdan? Eram mic. Primul cântecel l-am învățat de la bunica mea, cred că v-am mai spus odată povestioara asta, eram foarte micuț, prin curte mă jucam ca un copil și bunica mea fredona melodii. Eu, ascultând-o pe ea, am început să fredonez. Văzând că am și inclinație spre acest lucru, m-a învățat primul meu cântecel care se numește Munte, Munte, Brad Frumos. Nu o să uit niciodată acest prim cântec pe care l-am cântat, apoi urmat să-l cânt și la serbări și la aceste manifestări școlare și așa a pornit pasiunea mea pentru cântecul popular. Și ai fost încurajat doar de familie dar sau și de domnii profesori, educatori? Sau? În prima fază de familie care m-au susținut. Dar apoi am mers și la școală și ascultându-mă și profesorii m-au susținut și mi-au spus că trebuie să fac ceva din asta, să nu las acest talent pe care l-am primit de la Dumnezeu să se piardă. Ai avut un model de interpret în copilărie? Ți-a plăcut cineva? Da, l-am iubit și l-am îndrăgit foarte, foarte tare pe Ion Dolănescu. Da, foarte frumos, să știi că și mie îmi place foarte mult cântecele regretatului Ion. Și acum pe Ionuț Dolănescu, pe care îl apreciază o lume întreagă. Așa este, familia regală, practic, din muzica populară românească. Creola?
Eu de cântat m-am apucat un pic mai târziu, așa, pe la vreo 17 anișori, am mers prima dată la Școala Populară de Artă. Ce-i drept, între timp, ca fiecare român, am avut tangență cu muzica populară, pentru că asta se asculta în casă, asta se iubea cel mai mult, iar primul cântecel, pentru că a spus Bogdan, primul cântecel pe care l-am învățat a fost Constantine, Constantine, dar în varianta doamnei Florea Calotă, care, exact, varianta originală, pe când eu eram copil, dânsa era sora vecinului nostru, perete în perete, și de fiecare dată când venea în vizită la fratele ei, mă chema și vină încoace să-mi cânti. Și aia a fost, acelea au fost primele mele momente de tangență așa cu muzica, dar nu la un nivel profesionist. Mult mai târziu, pe la vreo 17 anișori, așa am hotărât eu că, de fapt, nu eu, o să recunosc ce-i drept, mama a hotărât. Că trebuie să merg la Școala Populară de Muzică să văd dacă fata asta într-adevăr are talent. E, de la Școala Populară de Muzică, doamna Elisabeta Grigorescu, cea care mi-a fost și profesoară, a hotărât că într-adevăr ar fi ceva talent și că dacă muncim putem să facem ceva frumos. Și se dovedește că a avut dreptate și că ceea ce dumneai a văzut în mine încet, încet se clădește și reușește să demonstrez. Ne cânti și nouă o strofă din melodia Constantine. Constantine? O, cântăm, sigur că da. Mai ales că e în vogă acum această melodie. Nu știu dacă există nuntă unde să nu-l cântăm. Da. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Neagră-i cămașa pe tine, Constantine, Constantine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, neagră-i cămașa pe tine. La 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 Este unul din versurile ce se regăsesc în piesă și în momentul în care am fost să înscriu piesele, pentru că fiind creație personală și compoziția mea și a soțului meu, a trebuit să le înregistrăm, așa se face. Da. Și în momentul în care am fost să înregistrez, mi s-a spus, pe ăsta al treci că româncă sunt și eu, și nu se regăsește, nu se identifică cu un alt cântec. În ideea în care să fie toate original, da. Toate titlurile originale, astfel încât să nu ne intersectăm cu alți soliști. Da. Stimați telespectatori, vă invit să urmărim împreună primele două melodii interpretate de invitata noastră din această seară, Creola Stanciu. Petrecem bucuros. Lume dragă, bun găsit, sunt mândră că am venit la oameni așa frumoși, mai să petrecem sănătoși. Cântecul și voia bună la un loc pe toți ne adună, hai să nu ne stea norocul, să pornim odată jocul. Cântecul și voia bună la un loc pe toți ne adună, hai să nu ne stea norocul, să pornim odată. Frumos cu frumos se adună și eu văd doar lume bună, oameni buni, inima mare se vede pe fiecare. Se adună și eu văd doar lume bună, oameni buni, inima mare se
se vede pe fiecare. Hai să nu ne stea norocul, să pornim odată jocul, cântecul și voia bună, la un loc pe toți ne adună. Hai să nu ne stea norocul, să pornim odată jocul, cântecul și voia bună, la un loc pe toți ne adună. Ce mai stați, n-am venit să ne uităm, și am venit să petrecem. Mână-n mână, adunați, roată, roată. Ce mai stați, n-am venit să ne uităm, și am venit să petrecem. Hai da sus, paharul sus, să trăiască ce l-a pus, mai să mai umple odată seara asta. Degeaba cura vorbește, dacă mintea nu gândește.